În natură, confruntările mai agresive dintre animale nu sunt o raritate. E mult mai rar să fie capturate pe cameră așa momente, iar despre cele mai speciale și mai spectaculoase nici nu mai spun. În acest episod însă am adunat pentru voi anume așa momente. Azi vă voi arăta cele mai tari bătălii cu animale pe care trebuie neapărat să le vedeți. Să începem! Hipopotamii versus crocodilii. Cel mai bine este să nu scoateți din sărite un hipopotam, de altfel veți face cunoștință cu toată agresivitatea lui. Acest crocodil a luat o decizie foarte proastă în momentul în care a hotărât să atace un grup de hipopotami din peste 30 de indivizi. Ei intră imediat în regimul de atac și reptila se trezește instantaneu printre colții uriași și corpurile gigantice ale hipopotamilor. Crocodilul și-a conștientizat greșeala și a încercat să fugă cât mai rapid din infernul în care a ajuns. Mistrețul versus crocodilul. Natura este crudă și acest fapt nu îl conștientizăm până când nu se întâmplă ceva chiar în fața ochilor noștri. Aceste cadre sunt un exemplu perfect. Acțiunea are loc în New Orleans, un oraș din sudul Americii. Ce trebuie să știți despre sudul Statelor Unite? Păi trebuie să știți că e plin de aligatori, care pot fi întâlniți absolut oriunde, în mlaștini și în alte corpuri de apă. În acea zi la adăpare au venit câțiva mistreți și unul dintre ei, cu părere de rău, s-a apropiat prea tare. În câteva secunde, reptila a înșfăcat bietul animal. Porcul a încercat să se opună, dar fără rost. Puterea inamicului era mult peste puterea lui. Rinocerul versus bivolul. Iar acești tipi sunt niște rivali celebri și vechi ai savanei africane. Un corn împotriva două coarne. Ei deseori pornesc conflicte din cauza teritoriului. Această bătălie arată în toate detaliile cât de puternici pot fi cei doi. Rinocerul are avantaj în greutate și se comportă mult mai agresiv decât bivolul. L-a târât pe bou câțiva metri și a început să-l învârtă. Bivolul nu avea șanse, așa că într-un final a părăsit câmpul de luptă. Elefantul versus rinocerul. Ce ziceți despre acești doi adversari? Pe cine ați paria? De data asta în luptă s-au prins elefantul și rinocerul. Elefantului nu i-a plăcut faptul că lângă apă a venit rinocerul cu puiul său. El a început să alunge cu colții săi mari oaspetele neinvitat și totul s-a terminat cu asta că rinocerul a fugit. Leii versus hienele. Un grup de câteva hiene s-au repezit la o leoaică. Aproape că au reușit să o doboare într-o luptă brutală de 30 de secunde. Însă în momentul potrivit a sosit întărirea din partea leoaicei și, deși hienele au avut un avantaj numeric, pisicile mari le-au alungat imediat și și-au salvat membrul grupului. Lupul versus ursul. Acest video ne arată cât de periculoasă poate fi o haită de lupi. Ursul mânca din prada sa când de el s-a apropiat o haită de lupi. Fără ezitare, aceștia s-au năpustit asupra blănosului. El singur este un prădător temut, însă s-a retras. Lupii au atacat din nou și din nou. Unul dintre membrii haitei de lupi a primit o lovitură puternică cu laba. Leopardul versus pitonul. Leopardul a decis să-și verifice propriile puteri și a atacat pitonul care se tăra prin iarbă. Această specie de șerpi crește până la 6 metri lungime și cântărește aproximativ 100 de kilograme. Corpul leopardului poate ajunge doar la 190 de centimetri. Ce fel de rezultat putem aștepta aici? Când pitonul începe să-și arunce inelele în jurul pisicii pătate și încearcă să o sufoce, pentru un moment pare că pisica pierde lupta, dar ea momentan își demonstrează agilitatea și sare din îmbrățișarea pitonului, acolo unde șarpele nu mai poate să o ajungă. Ghepardul versus crocodilul. Un ghepard tânăr s-a apropiat de apă și a început să-și potolească setea cu grijă. El habar n-avea că din apă urmează să sară un crocodil. Reptila a apucat prădătorul strâns și l-a târât sub apă. Hipopotamul versus leul. Nu trebuie să subestimați hipopotamii. Deși par a fi stângaci, pot să muște și să zdrobească capul unui prădător mare. Ceva de genul aproape că s-a întâmplat cu o leoaică care se plimba fără griji prin savană.
Observând animalul uriaș, ea s-a apropiat fie să-l adulmece, fie să-și evalueze posibilele perspective. Asta nu i-a plăcut deloc hipopotamului. Înfuriat, a apucat-o de cap și aproape că i-a zdrobit cu fălcile sale puternice capul. Ea a reușit să scape efectiv în ultimul moment. Leul versus bivolul. O leoaică matură poate cântări până la 180 de kilograme, dar atunci când bivolul înțelege că el sau tovarășul lui este în pericol, poate să arunce în aer o pisică mare cu ușurință, la fel cum noi oamenii aruncăm în aer clătitele pe o tavă. Vulpea versus bursucul. În Parcul Național Yellowstone, un fotograf de natură sălbatică din SUA a devenit martorul unei lupte incredibile dintre un bursuc și o vulpe. Bursucul a invadat teritoriul vulpii încercând să-i mănânce puii. Roșcata se lupta cu înverșunare, încercând să alunge bursucul de pe teritoriul său și ea a reușit asta. Caimanul versus anghila electrică. Caimanul s-a înfipt cu colții în anghila electrică. Ea însă așteaptă momentul potrivit și eliberează o lovitură electrică puternică direct în gura adversarului. Caimanul s-a trezit peste un minut jumătate, iar anghila tot era în gura lui. Nu e clar cu ce s-a terminat această bătălie. Posibil că a mâncat anghila sau posibil că aceasta a lovit din nou cu toată puterea și asta a fost ultima ce a simțit caimanul în viața sa. Leopardul versus porcul spinos. Încă o luptă înfricoșătoare, care arată cât de departe pot merge animalele în încercarea lor de a câștiga o luptă. Leopardul atacă porcul spinos, dar el își expune spatele, din care spre leopard sunt îndreptate acele sale lungi. Pisica continuă să atace și primește niște injecții dureroase, în mod repetat. Se vede că peste tot sunt împrăștiate acele. Leopardul țintește picioarele animalului și chiar dacă acesta șchiopătează, se vede că nu vrea să se lase bătut. Într-un final însă, câștigătorul e leopardul. Leul versus bivolul. Aici vedem un leu care este foarte flămând și care este gata să facă tot posibilul ca să primească ceea ce vrea, necătând la dimensiunea prăzii sale. Lupta continuă până în momentul în care regele animalelor nu renunță. Rechinul versus caracatița. Da, nici pe fundul oceanului nu e atât de liniștit precum părea. Caracatița s-a ascuns la adâncime, iar apoi când apare rechinul, aceasta intră în luptă să-i arate peștelui cine este bossul adevărat. Da, a ieșit o confruntare neașteptată și interesantă. Leii versus hipopotamii. În sălbăticie, hipopotamii nu prea au inamici. Poate crocodilii doar sau leii uneori pot să intre în confruntare cu aceste animale uriașe. De exemplu, aici s-au năpustit cu întregul grup asupra unui hipopotam, dar se pare că mușcăturile pisicilor nu prea îl deranjează. Și e clar de ce. Grosimea pielei acestor giganți ajunge la 4 cm, dar pisicile încăpățânate îl epuizează. Într-un moment dat, hipopotamul mușcă de cap unul dintre atacatori și îl traumează puternic. După asta, aleargă spre lacul de salvare. Girafele. Vă părea că sunt pacifiste, nu? Și ele uneori pot să organizeze niște lupte dure. Uitați-vă la aceste girafe puternice. Îl lovește pe adversarul său în cap cu o precizie de invidiat, atât de tare încât cade și la sigur primește o comoție cerebrală. Knockout adevărat. A căzut la pământ ca un copac, dar nu vă faceți griji, peste câteva minute se ridică și pleacă mândră de pe câmpul de luptă. Leul versus crocodilul. Leul savura masa în apă. La urma urmei este regele animalelor. Nu există nimic ce ar putea să-l sperie sau să-l amenințe, nu-i așa? Ei bine, nu prea a avut în vedere că și în apă sunt prădători care au pus ochii pe mâncarea lui. Un crocodil care e gata să se arunce în luptă. Leul nu avea de ales decât să fugă. Cum n-ai dat, dar în apă, crocodilul are mai multe avantaje decât pisica. Pitonul versus bursucul de miere. Natura nu se oprește din a ne uimi. În Botswana, un martor a filmat un piton care a atacat un bursuc de miere, dar chestia e că, până la urmă, el singur devine victima. Bursucii de miere sunt niște animale relativ mici, dar foarte neînfricate și periculoase.
De la început, șarpele a încercat să sufoce animalul care rezista, dar a fost încurcat de un șacal și a slăbit prinderea fiindcă alunga oaspetele neinvitat. Anume de asta s-a folosit bursucul. El a scăpat, a apucat șarpele de coadă și îl tăra undeva. A apărut un alt șacal. Cât unul încerca să distragă bursucul, altul să fure șarpele. Lupta s-a transformat în tragerea frânghiei, doar că frânghia era pitonul. În runda finală, câștigător a fost bursucul. El a reușit să tragă pitonul în tufișuri și să lase șacalii fără nimic. Iepurele versus șarpele. Aceste cadre ne demonstrează că chiar și cele mai calme și nevinovate animale devin foarte periculoase în anumite circumstanțe. Șarpele se pare că voia să guste din iepurașii nou-născuți, dar apare mama și începe să se lupte pentru puii săi. Atacă șarpele și continuă să o facă până acesta nu decide să părăsească teritoriul. Sigur, nu avea nicio șansă, căci instinctul matern e mereu mult mai puternic. Urși și coala. Probabil că vă imaginați cum aceste animale super drăguțe stau în copac și mănâncă frunze de eucalipt, da? Păi, până la copac trebuie să ajungă. Iar înainte de asta trebuie să se lupte cu vreun tovarăș de-a lui. Sincer vorbind, nici nu-mi imaginam că asta e posibil. Urși și coala țipă tare și se lovesc cu furie unul pe altul. Bine că bătălia dură s-a terminat rapid și au plecat fără să fie răniți. Prieteni, asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Scrieți-ne în comentarii care luptă a fost pentru voi cea mai impresionantă și care v-a plăcut cel mai mult. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!